Gata, s-a adunat lumea, ne pregătim de îmbarcare. Hai că eu îi sun să aștepte acolo. Avem voie să ne apropiem, dar asta e.
Trebuie să veni și în față. E mai fain în față, cei care vor să facă poze urcă pe dreapta aia la a doua. We'll be right back.
mare și grea. Suntem răi. Suntem răi. Că tot am venit. La figurat, doamne, nu la propriu. Am debarcat la gura portiței. Ia uitați. E ceva lume pe aici. Groaștele cânt aici în toi. Cântări fac. Vremea și totul. Ceva lume pe aici. Da. Ia uitați. Ce frumos e la gura portiței. Ia să vedem unde mergem. Stânga, dreapta. Hai până aici un pic la părcuțile. Mergem până aici? Aici sunt cam termin din ce observ. Da? O să stânga mai bă, fie, nu știu ce. Păi și aia din... Să te ancoră, nu? Foarte frumos. Ce frumos. Cu lupița.
dispărut. Am luat-o la stânga. În gardă. Hai bine. O mică de obloa. Mergem pe aici, vedem ce-i? Sau mergem la mare? Sunt cazările în partea asta? Așa mi se pare mie. Aici avem zone de cazare, căsuțe. Nu ne-am cazat aici pentru că aveau prețuri destul de mărișoare. Așa. Ura portițe, recepție. Și acum mergem spre mare. Să vedem marea. Uitați marea cât este de aproape. Vini să vedem marea? Da. Acum vin. Cum ți se pare? Foarte frumos și albul cu albastru ăsta intens. Nu avem noi papuci. Dar mai toată lumea e cu Adidas. Pentru plajă, da. Toată lumea e cu Adidas. Ca să ne punem niște slapi. Da, dar vrei medieri. Mai bine ieri că a fost un ora pe munte și azi așa soare. Ia uitați, alte căsuțe aici. Cu cine nu te las? La vară? Vii aici. La... Mai fain decât la Constanța. Da. Ia uitați. Ce frumoase sunt. Uite cu stuf. Foarte frumos. Mai am venit pe lac. Lacul, cum se chema lacul? Golovița. Lacul Golovița. Și am intrat pe lacul Sinoie și am văzut pelicane. Așa. Deci am venit pe lacul Golovița, de la Jurilovca, până la gura portiței. Am făcut cam o oră, nu? Cu tot cu... Da, cu tot cu învățit la pelican, cormorani. Am văzut câțiva pelicani, cormorani. Așa. Am plătit 100 de lei, am deviat puțin de la traseu pentru pelicani și cormorani. Da, ne-a ajuns 100 de lei de persoană, adică am dat 30 de lei în plus, pe lângă cei 70 de dus întors. Nu va avea, nu vii toată ziua. Dar frumos, am intrat și pe canal. Ați văzut, ați văzut în filmare. Am ajuns la mare. Ia uitați ce frumos. Lumea face baie. Nu v-am făcut poftă de venit la mare nici cu imaginele astea atunci. Ne-a făcut și nouă poftă. Da. Faceți bagajul. Și la mare.
foarte frumos, păcat că n-a fost până acum, dar niciodată nu e prea târziu. Bine că am descoperit locul și sperăm să nu se strice. Cât e de fain. Mudă camera. Mudă camera. De frumos, nici nu trebuie muzică de fundal la așa filmare, doar să asculti marea. Relaxante. De la papuci. Da. Oh, ce era să mă aude. Era să fac un duș cu apă sărată. Parte lac, într-o parte mare. Ia uitați cușia de pământ ce le separă. Bine, balta asta de aici nu este lacul. Bine, că lacul e după părișul ăla, nu? Ia uitați cât de harță. În fine, e un canal aici pe partea stângă și pe partea dreaptă mare.
Da, e mai greu de ajuns și... mai greu. Nu vine chiar toată lumea. Dacă ar fi... fost mai ușor de ajuns, nu chiar arăta altfel. Ce-ai fain de venit și de rămas cu forță. Ți-ai ceva de mâncat, de băut? S-a întâmplat escortul. Ce plante ar fi astea? Ce plantă e asta? Castravete de mare. Ia vezi. Păi tu cu mâna la cameră aici. Salutări de la... Gura Portite, tot îmi vine să zic Capul Media Năvodari. Unde-i Capul Media? Da, nu? Gura Portite, ce vama veche, aici e frumos de venit. Ia uita. Trebuie să mergem și în vama veche să vedem cum e. Dar oricum, aici e senzațional. Bine, nici nu-i sezonul estival încă. Am optat construcții noi. Interesant e că le-au acoperit tot cu paie, cu stufă. Terminat plimbarea pe plajă. Mergem înapoi la Bărcuță să ne îndreptăm către Jurilovca. Frumos. Apa destul de călduță. Dacă am fi stat mai mult aici, ne-am fi băgat și la o baie. Dar, din păcate, în 2 ore nu prea ai timp să faci prea multe. Dar oricum a fost suficient să ne facem o idee despre zonă. Și o să revenim, vă dați seama. Un cadou frumoare a fost bine. Da, am și bronzat, mă arde fața. O să-i se prinde soarele. Ia că merge lumea la bărbunul noastră, nu? Ca să camere. Aceia sunt lucrătării. Da, am văzut timpul aici. Nu știu. Treacă?
Cum ți s-a părut? Frumos? Mai venim? Nu. No. Da? Nu se compare cu Constanța. Nu, a? Suntem învățața mai în cară. Nu vrea portit de restaurant pescaresc. Să dăm o tură și pe aici. Dar uitați pește. Păi da, vrei să pleci fără noi? Dacă rămâneam aici, nu mă supăra. Foarte frumos. Găseam eu să dorm undeva într-o cașcarabete din asta abandonată.
Exact, domnilor. Poftim. Mă duc eu prim. Îți spun camera. Mulțumim. Da, ce? Mulțumim. O zi bună să aveți. Mulțumim, la fel, sănătate. Unde? Deci am ajuns înapoi în Jurilovca. Turiștii. Da, turiștii nu erau, ea, duminica a venit. Mergem, ne căutăm mașina și următoarea tură. Destinația. Următoarea destinație. Capul Doloșmar.